responsabiliza pe tine lucrul ăsta în adolescență, în copilărie, în liceu? Foarte mult. Atât de mult încât eu nu mă prezentam sub nicio formă a fi patativa. Lăsam lucrurile să curgă de la sine, să fiu un copil normal, cum de altfel și sunt, am fost, dar na, la un moment dat când se afla, indiferent că eram la școală, la liceu, la facultate, eu mă introduceam ca fiind doar Carmen, mai târziu se afla și toți erau și tot timpul sunt pentru că erai legată de numele lui ceva. Ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi, de altfel. Serios? După atâția ani că se întâmplă? După atâția ani și cred că o să se întâmple până la bătrâneții și am ajuns la concluzia că e mai bine să fii focusat pe ceea ce faci tu, să fii sigur că ceea ce faci, faci din tot sufletul, să nu te dai bătut niciodată și indiferent de ce spun ceilalți, dacă tu în sufletul tău simți că faci bine ceea ce faci, ține-te de treabă că din sufletul tău. Acum să nu punem nici în prea mare lumină părerile rele, pentru că sunt și foarte mulți oameni care apreciază. Da, exact. Genul de muzică pe care eu îl cânt și munca pe care eu fac. Dar la începutul carierei tale, care au fost pretențiile pe care le-a avut tatăl tău de la tine? Mai ales că, uite, mă gândeam când o să faceți și voi o colaborare împreună, o piesă împreună. Păi, e cumva previzibil, pentru că toată lumea se așteaptă să fac chestia asta și mie îmi place să fac ce e imprevizibil, așa că nu o să fac prea mult. Îmi place să zic nu, uite că nu l-ați prins. Iar referitor la ceea ce m-ai întrebat prima dată, de la bun început, tatăl meu m-a susținut în ceea ce vreau să fac, și anume muzică. Și pe tine și pe sora ta, că... Da, și a apreciat foarte mult faptul că nu ne-am îndreptat către manele. Eu cel puțin, pentru că recent sora mea s-a redirecționat către genul ăsta de muzică de petrecere. Eu am rămas în linia mea, nu pentru că nu mi-ar plăcea.